thank you very much for those kind words, which I think were much too kind. But I've had a wonderful welcome in Bucharest, so I think it is typical that you are kind, much too kind. Vă mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cuvinte care cred că au fost mult prea frumoase, dar primirea mea la București a fost extraordinară, așa că pot să spun asta despre tot ce mi s-a întâmplat aici. I'm not sure it's working. Is it on? Yeah. I'm very pleased always to talk about my book because I spent quite a lot of my life on it. And it is a subject which I find absolutely fascinating. Îmi pare totdeauna foarte bine să vorbesc despre cartea mea, pentru că mi-am petrecut foarte mult timp din viață scriind-o și mi se pare că este un subiect fascinant, primul război mondial. One of the great puzzles about the First World War and why we keep seeing books about it, they think in English there are 32,000 books on the First World War and its origins. Huge number. We keep worrying about it because it was such a catastrophe. Primul război mondial continuă să fie o enigmă, una dintre cele mai mari enigme din istorie. Cred că numai în engleză și Marea Britanie au fost publicate 32.000 de cărți pe acest subiect, pentru că ne fascinează atât subiectul cât și originile, cauzele primului război mondial, pentru că el a fost o foarte mare catastrofă în istorie. And I think we worry about the First World War because its consequences were so huge for so much of the world, of course, especially for Europe. We also worry about it because we still don't know how it started. Cred că ne facem griji, că ne punem probleme în continuare în privința primului război mondial, pentru că a avut consecințe foarte mari, mai ales în Europa, dar și pentru că nu știm prea bine cum a început, ce l-a determinat, care au fost cauzele lui. And if we don't know how it started, or we can't agree on how it started, are we going to do something as dreadful and stupid again? Și dacă nu știm cum a început, dacă nu ne punem de acord asupra cauzelor lui, atunci întrebarea se pune, vom face din nou ceva la fel de îngrozitor și la fel de prostesc? When we look at the origins of the war, we can see a great many forces pushing Europe towards war. Rivalries between different countries, economic competition, rivalries for colonies. We see emotions such as nationalism and fear. Atunci când studiem originile sau cauzele acestui război, vedem că au fost implicate multe forțe, cel puțin în Europa, care au dus la declanșarea primului război. Și anume, rivalitățile între țări, competiția economică, rivalitățile în ceea ce privea coloniile, emoții, cum ar fi naționalismul, sentimentele naționaliste din Europa, dar și frica. The role, I think, of fear in Europe before 1914 was very powerful. Countries feared their neighbors. They feared falling behind in the arms race or the race to be powerful. And there was another sort of fear that society was becoming degenerate and people were becoming weaker and a hope that war might actually be a good thing to bring out the better part of society. Frica a jucat un rol foarte mare în declanșarea războiului. Vorbesc de frica de dinainte de 1914. Pentru că țările din Europa se temeau de vecinii lor, se temeau că ar putea rămâne în urmă, că ar putea rămâne nedezvoltate, se temeau că ar putea pierde cursa în armărilor. În același timp, exista frica că societatea poate fi degenerată, se poate degenera. Și atunci oamenii vor fi din ce în ce mai slabi și s-a pus problema că poate primul război mondial ar putea fi o soluție pentru toate aceste probleme și mai ales pentru degenerarea societății. In many European countries, the ruling elites were also afraid of the rising power of liberalism and socialism because it was challenging their dominance. And so in countries such as Germany, Austria-Hungary, there were those who argued that war would be a good thing because it would bring the nation together and it might be an opportunity to get rid of things like constitutions, parliaments, and get rid of the unions which were causing so much trouble. În multe țări, pardon, din Europa,
exista problema elitelor care credeau că liberalismul sau socialismul le-ar putea pune probleme. De exemplu, în Germania sau în Imperiul Austro-Ungar se vehicula ideea că războiul ar fi un lucru bun, pentru că prin război s-ar putea îndepărta anumite lucruri, anumite inconveniente, cum ar fi constituțiile, parlamentele sau sindicatele care le făcuseră alte necazuri până atunci. In my own opinion, ideas and assumptions matter a lot. And in Europe before 1914, there was, at least in some circles among some people, an acceptance of war, an acceptance that war could be a good thing, or that war was simply a necessary thing. And that, I think, helped to prepare for the decisions that were made in 1914. Întotdeauna ideile sau presupunerile contează foarte mult. Așa că înainte de 1914 exista un fel de acceptare generală a ideii că războiul era un lucru bun, sau dacă nu un lucru bun, atunci măcar un lucru necesar care ar fi putut schimba lucrurile. And I think another very dangerous factor, again on the side of ideas, was nationalism itself, which was very intense in the period before 1914. And nationalism was fed by the popular press, by education, I'm afraid by professors like me, who wrote partisan national histories. But nationalism was also fed by the racial theories of the time, that you could divide the human race up into separate species, and like animals in nature, they were condemned to struggle against each other. Și mai cred că a existat un foarte periculos factor din punctul de vedere al ideilor care a dus la declanșarea războiului, și anume naționalismul, care era foarte prezent în Europa înainte de 1914. Și el era susținut de presă, susținut prin sistemele de educație, pentru că îmi pare rău să o spun, dar existau mulți profesori ca mine, care scriau un fel de istorii naționale părtinitoare, partizane, dar existau și teorii rasiale care sprijinau teoria separării speciilor. Așa cum se întâmplă în natură cu animalele, același lucru se aplica și oamenilor, care puteau fi împărțiți în specii mai bune sau mai rele. So I painted rather a dark picture of Europe before 1914, but I think it is very important to remember that there was a whole other side, that there were many Europeans who thought that Europe had become so civilized and so prosperous that war was unthinkable. So by no means did everybody in Europe want war. There were those who felt that war was improbable, if not impossible, for Europe to do ever again. Am pictat un tablou foarte întunecat al Europei și al ideilor care au dus la primul război mondial. Dar trebuie să spun că mai există și o altă latură. Existau foarte mulți oameni în Europa, foarte mulți europeni, care considerau că Europa devenise foarte prosperă, că atinsese un grad de prosperitate nemai văzut până atunci, astfel încât războiul era ceva de negândit. Ei considerau că era ceva improbabil, dacă nu imposibil. And we have to always remember that there was not just that general feeling about peace in Europe among many people, but also a very active movement for peace. A very big middle-class peace movement, which pushed for controls on war, which pushed for outlawing war. There were two big disarmament conferences at The Hague in the 10 years or 15 years before 1914, where countries made very serious attempts to try and talk about ways of outlawing war or at least limiting it. Exista totuși un sentiment general de pace, sau se tindea spre acesta. Fuseseră la Haga în cei 10 sau 15 ani dinainte de 1914, fuseseră loc două conferințe care trataseră problema cursei înarmărilor. Și în același timp existau și mișcări care militau activ pentru pace, care erau susținute de clasa de mijloc din Europa. And in addition to that very strong middle class, which had organizations, which had peace marches, which tried to build links among countries, there was also, of course, the very large working class movement represented in the Second International,
which brought all the working class parties into an organization, and every time it met in an international congress, it talked about how it would prevent a general European war. And the working class had the potential to make war very difficult by going on strike, by refusing to build the weapons, by refusing to run the railways. And so I think very important when we look back is to remember that it was not inevitable that Europe would go down one path rather than the other path. In my view, it had very real choices before 1914. Când vorbim de clasa de mijloc despre care vă pomeneam, trebuie să spunem că ea era foarte, foarte puternică. Existau organizații, existau marșuri de pace care erau împotriva războiului, sprijinau lupta împotriva războiului. Existau tot felul de alianțe între țări pe această temă, dar în același timp nu numai clasa de mijloc, ci și clasa muncitoare sprijinea aceste idei. Existau mișcări muncitorești foarte importante, cum ar fi cele care au dus la Internaționala a doua, și clasa muncitoare avea puterea să se opună războiului pentru că putea să facă greve, putea să se opună să producă arme sau să producă căile ferate atât de necesare războiului. Existau congrese pe această temă. E foarte important atunci când ne uităm în urmă la cauzele care au declanșat războiul, să vedem că el nu era inevitabil, nu e niciodată inevitabil să alegi o cale sau alta. Existau foarte multe posibilități, existau alegeri care nu au fost făcute pentru a se evita războiul. I think it is very like our own times, when we can see both forces for war and forces for peace in the same societies at the same time. And then we come, I think, we have to always come to July 1914, when in 5 weeks, which is a very short time, that prosperous, progressive Europe went from peace to war. It was only 5 weeks, and it ended what had been almost a century of peace for Europe. With some wars, yes, but a century when Europe had not had a major war ended in 1914. Acest lucru se poate compara cu situația din zilele noastre, când poți să alegi. Există căi care duc la război, există căi care duc la pace. Să nu uităm însă de iulie 1914, când în 5 săptămâni, un timp foarte scurt, Europa, care fusese prosperă și progresistă, a trecut de la pace la război. 100 de ani înainte, Europa cunoscuse un timp de al prosperității. Fuseseră câteva războaie minore în acest timp, dar în mare fusese un secol de pace. When the Archduke was assassinated in Sarajevo on the 28th of June 1914, many people around Europe said, "It's another assassination," because there had been many of leading figures. And others said in the governments around Europe, it's just another crisis in the Balkans. And Europe had come through the crisis of 1908 over Bosnia. It had come through a crisis in 1911. It had come through a crisis in 1912 in the Balkans. It had come through a crisis in 1913. And so in 1914, there was, I think, almost a dangerous complacency that this is just another crisis, it will unfold the same way, there might be talk of war, but in the end there'll be some sort of agreement and we can all go on with our summer holidays. Să nu uităm momentul din 28 iunie 1914, când arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo, și atunci mulți europeni au spus e încă o asasinare, pentru că fuseseră mai multe astfel de asasinate ale personalităților europene. Alții au spus că este o altă criză în Balcani, pentru că Europa cunoscuse destule astfel de crize în zonă. În 1908, Bosnia, în 1911, în 1912, în Balcani, în 1913, la fel. Și atunci, în 1914, când a avut loc asasinatul respectiv, au spus că e un fel de complacere periculoasă, este o altă criză care se va soluționa la fel. Vom ajunge cumva la o înțelegere și după aceea putem să plecăm cu toții în vacanță, în vacanța de vară. What made a difference, I think, in 1914 was a combination of
human beings making bad mistakes or making foolish decisions, and then things getting out of their control. Much later on, Kaiser Wilhelm said in the 1930s, as the Second World War came, he said, Hitler will find it gets out of his control as it got out of mine. They went too close to the edge, and then they fell over it. În 1914 au fost luate decizii prostești. Putem vorbi de o combinație de factori. În 1930, în anii 30 și mult după primul război mondial, aproape de al doilea război mondial, împăratul Wilhelm al II-lea spunea Hitler o să vadă că lucrurile o să-i scape de sub control. Așa că ceea ce putem spune este că cei doi, sau ce s-a întâmplat în ambele războaie, este că oamenii s-au apropiat mult prea tare de buza prăpastiei și după aceea lucrurile l-au scăpat din control și și-au căzut de sub control și au căzut în prăpastie. And I think what made Europe go over the edge in the summer, those five very short weeks, it's not a long time, in the summer of 1914, were a number of decisions, and in the end we have to look at those decisions. The decision, I think, made, of course, to assassinate the Archduke, which was a real blow to Austria-Hungary. But then, more importantly, the decision made by Austria-Hungary that this time it would use the assassination to do what it wanted to do, and that is either destroy Serbia or bring it under control. Because Austria-Hungary saw Serbia as a threat, a continual threat to its very existence. And that decision, I think, took a big step towards an all-out European war. Ceea ce trebuie să vedem este ce s-a întâmplat în Europa în acele 5 săptămâni din 1914, din vara lui 1914. Și a ieșit numărul de decizii care au fost luate, decizii foarte importante, printre care asasinarea arhiducelui, care a fost o foarte mare lovitură pentru Austro-Ungaria. Austro-Ungaria, Imperiul Austro-Ungar, a folosit această ocazie pentru a alege să distrugă Serbia. De fapt, avea două gânduri. Fie să distrugă Serbia, fie să o aducă înapoi sub controlul său, pentru că Serbia reprezenta o amenințare și reprezentase întotdeauna o amenințare pentru Austro-Ungaria. And the second decision, I think, which took Europe another big step towards the war, was the decision by Germany that this time it would back Austria-Hungary, even if war with Russia came. And that was, I think, another link in what became a chain for Europe, pulling it over the edge. And the third decision, which came late in July, was the decision by the Russian government to mobilize its armies to confront Austria-Hungary and Germany. And I think at that point it became too late to stop a war. But if you just look at July 1914, you miss the world which helped to create the thinking and the steps that came before that helped to create this chain which eventually became so tight that Europe could not avoid a war. Așa, la războiul lui a fost făcută de Germania. De data aceasta, Germania a ales să sprijine pe aliata sa, Austro-Ungaria, chiar dacă asta însemna să intre într-un război cu Rusia. Prin urmare, asta a fost încă o verigă în lanțul care a dus la căderea acestor țări în prăpastie, la mersul lor până pe buza prăpastiei și după aia la căderea lor. Iar cea de-a treia decizie a fost cea a Rusiei, luată în iulie 1914, și anume să-și mobilizeze armata împotriva Germaniei. Cred că la momentul acela era prea târziu pentru ca războiul să mai poată fi evitat. Dar mai cred că dacă ne uităm numai la momentul iulie 1914, dacă ne concentrăm numai asupra acestor decizii, vom rata tot tabloul, tot ce s-a întâmplat înainte. Toată scena politică, tot lanțul de evenimente care au dus la declanșarea războiului și cred că este important să recunoaștem și pe acestea. So the story I tell is not a very happy story. It does not end well, and I found that when I wrote the last chapters, when I actually described how Europe went to war, I kept saying almost to the people in the past, please don't do this, you still have a chance. But of course they didn't listen to me or anyone else. And so it's not a happy story, but let us hope that it is very much in the past, that it is history, and it has nothing to say to the present about what we might do. Deci, povestea pe care o aduc nu este una fericită, ea nu se sfârșește cu bine, nu are un happy end.
Când am scris ultimele capitole ale cărții, aproape că mi-a venit să le spun celor din carte, vă rog, nu faceți asta, mai aveți o șansă, nu vă îndreptați spre război. Bineînțeles, ei nu au vrut să mă asculte, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, lucrurile s-au întâmplat așa cum se știe din istorie, dar sper că tot ceea ce am scris acolo rămâne de domeniul trecutului, rămâne în istorie și că nu se va mai repeta, că nu vorbim despre ceva care ar putea să apară în prezent. Cred că ar trebui, de la foarte bun început, să lămurim un lucru. Foarte multă lume crede sau afirmă că Germania este singurul și principalul vinovat și că de aici pornește toată povestea primului război mondial. În volumul dumneavoastră nuanțați foarte mult acest lucru și cred că ar fi sănătos să pornim din acest punct. Da, interpretările cu privire la cauzele la izbucnirea primului război mondial au evoluat și sunt pe cale să cunoască o schimbare destul de accentuată. Asta ține și de o mai bună cunoaștere a izvoarelor, de o cercetare mai temeinică, mai amănunțită a mersului evenimentelor în acea vară anului 1914. Ține cu siguranță și de atmosfera schimbată pe continentul european. La sfârșitul primului război mondial, Germania a fost considerată vinovată, a plătit oale sparte, cum s-ar spune. De fapt, rămăsese doar ea, Austro-Ungaria dispăruse, așa încât toată povara vinovăției a căzut asupra Germaniei. Interpretările recente sunt mai nuanțate. Și ce mi se pare interesant de constatat și de spus este că istoricii francezi și germani, care se aflau pe poziții complet opuse în chestiunea aceasta izbucnirii primului război mondial, istoricii francezi și germani au reușit să se pună de acord aproape până la chestiunile de detaliu. Au apărut nu cu foarte mulți ani în urmă, manuale de istorie comune, franco-germane, în care sunt și unele mici deosebiri și ele sunt semnalate atunci când există, dar mi s-a părut foarte interesant că nu mai este nicio deosebire, cel puțin nu e specificată vreo deosebire de interpretare între istoricii francezi și germani cu privire la izbucnirea primului război mondial. Deci, iată, nu mai este Germania singura vinovată, toți sunt vinovați într-un fel și nu știu, ar fi prea mult să spun că nimeni nu e vinovat. Sau s-ar putea spune că nimeni nu e vinovat cu premeditare. Cred că primul război mondial nu a fost o crimă cu premeditare. A fost o crimă care s-a comis în urma multor mișcări greșite, multor decizii greșite. Poate că a fost, a spus și doamna McMillan puțin mai înainte, a pronunțat acest cuvânt și nu mă feresc să-l pronunț, a fost ca multă prostie. Nu, oamenii politici, responsabili militari nu și-au dat seama ce fac. Bun, asta nu li s-a întâmplat doar lor. Cred că, în general, poate sunt prea sceptic, dar spun ceea ce cred, în general, nu prea ne dăm seama ce facem. Uitați-vă la ce se întâmplă acum în Europa, la criza aceasta a refugiaților. Nimeni nu a prevăzut-o. Și nimeni nu știe acum ce e de făcut. Și nimeni dintre noi nu știe ce se va întâmpla. Cam așa stau lucrurile și în 1914, cam așa stau lucrurile tot timpul. Istoria este făcută de oameni și numai de oameni, dar până la urmă oamenii au un control foarte limitat asupra ei. Tocmai fiindcă sunt o mulțime de factori care intervin, care se leagă și se dezleagă în fel și chip și urmările evenimentelor le știm după ce s-au petrecut. Dar nu prea avem cum să le ghicim dinainte. Asta se vede foarte ușor când ne referim la viitor. Putem să facem un joc acum, să spună fiecare dintre noi ce credem că se va petrece peste un număr de ani. Cu siguranță că se va petrece cu totul altceva. Sau poate chiar mâine, nu numai peste un număr de ani. Deci, pur și simplu, s-au luat decizii nefericite și lucrurile au mers în direcția asta. Au contat foarte mult, sigur, sunt și cauzele mari. Multă vreme istoricii au mizat pe cauzele mari.
pe marile contradicții dintre puteri, tendințele imperialiste, confruntarea dintre imperii și ideologiile naționale și așa mai departe. Sigur că toate astea sunt prezente, dar până la urmă, fără elementele de detaliu caracteristice al 1914, sunt convins că nu s-ar fi ajuns la război. În mod sigur, dacă pot să spun așa, nu s-ar fi ajuns la război dacă n-ar fi avut loc atentatul de la Sarajevo. Deci, până la urmă, îndrăznesc să spun că principala cauză a primului război mondial, principala, cea mai... cea care a avut acțiunea mai directă și dusă până la capăt, până la izbucnirea războiului, a fost atentatul de la Sarajevo. Sigur, pe fundalul multor contradicții. Însă, erau multe contradicții, multe neînțelegeri, dar era și o aspirație spre cooperare și spre pace. Lumea europeană, de dinainte de primul război mondial, e o lume care se unificase în bună măsură. Frontierele aproape că nu mai contau. Oamenii circulau ușor și firesc în întreaga Europa. Savanții se întâlneau în tot felul de congrese, până și istoricii care sunt poate principalii inventatori ai naționalismului, ai acestei istorii conflictuale, și istoricii ajunseseră să se înțeleagă între ei, sunt marile congrese de istorie care încep în 1903, primul e la Paris. Olimpiadele, Jocurile Olimpice, din 1896 începând. Socialiștii, nu mai vorbim, Internaționala Socialistă. Limbi internaționale, Esperanto, și așa mai departe, și așa mai departe. Premiul Nobel pentru pace, care se decernează împreună cu celelalte premii Nobel, începând din 1901. Sunt foarte multe elemente care conduc spre o Europa a păcii, nu spre o Europa a războiului. Și e imposibil de calculat acum dacă forțele păcii erau mai puternice sau mai slabe decât cele ale războiului. Până la urmă știm ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că s-a ajuns la război. Dar trebuia să se ajungă. Sunt convins, cum constat că e convinsă și a demonstrat pe larg și doamna Macmillan, că nu era o obligație, nu era o fatalitate. Istoria, în general, nu numai istoria primului război mondial, istoria nu e făcută dinainte. Istoria se face, se tot face. Că oamenii o scapă de sub control, asta este altceva. Dar nu există o decizie pe care să o fi luat cineva mai înainte de a se petrece evenimentele. A fost un lans de fericit și care ține foarte mult, am scris și în cartea mea, am pus accentul pe conceptul acesta al reprezentărilor. Deci nu e vorba de realități, sigur că e vorba și de realități, dar e vorba de modul cum oamenii filtrează în mintea lor aceste realități și până la urmă de sensurile pe care le dau realităților respective. Deci e vorba de reprezentări. Și reprezentările, din păcate, au ajutat să se meargă pe această cale a războiului. Era mai întâi de toate o mare neîncredere. Frica, s-a spus. Sigur, frica, dar și o neîncredere difuză. Marile puteri și micile puteri. A bun să vorbim și despre micile puteri, sunt atâtea de spus. Nu numai marile puteri au setea asta de spațiu și de dominație, dar și puterile mici. Sunt și mici imperialisme. Iar confruntarea dintre Austro-Ungaria și Serbia, multă vreme Austro-Ungaria a fost vinovată, 100%, și Serbia a fost elementul bun, nevinovat în această confruntare. Acum să știm ce s-a întâmplat și mai târziu. Sigur, erau două formule de stat, statul multinațional al Habsburgilor, care nu era o mare reușită. Pusese un timp, dar nu mai era. Nu reușise ceea ce ar fi fost singura lui salvare, să se federalizeze, să acorde tuturor naționalităților același statut, aceleași drepturi, aceeași pondere. Dar în sfârșit nu insist asupra acestei chestiuni. Iar de partea cealaltă, Serbia, care preconiza o ideologie națională, crearea unui stat național, unui stat în sfârșit al slavilor sudici. A fost mai reușită experiența iugoslavă decât experiența austro-ungară? Știm prea bine că nu.
Iugoslavia a sfârșit mult mai urât decât Austro-Ungaria. Nu vreau să spun că e mai bună formula imperială decât formula națională. Vreau să spun că și unele și altele pot să fie bune sau rele în funcție de modul cum se aplică și în funcție de atâtea și atâtea atitudini și evoluții istorice. Bun, dar revin la reprezentări. Iată, Germania care nu e singura vinovată, dar e totuși mai, cum să spun, nu știu dacă e mai vinovată decât ceilalți, dar e mai vizibil vinovată. Aparența a fost că Germania este principalul vinovat, alături de Austro-Ungaria. Dar asta a pornat de la o anumită reprezentare care, în cazul Germaniei, reprezenta temerea că într-o bună zi și nu peste mult timp, Germania va trebui să facă față unei duble agresiuni. Rusia dinspre răsărit și Franța dinspre apus. Va fi obligată să lupte pe două fronturi. Și atunci, strategia germană a fost aceea de a preveni. Și cum previi? Previi atacând tu înainte. Și a fost faimosul plan von Schlieffen, care prevedea scoaterea din război, un atac fulger asupra Franței, scoaterea Franței din război în câteva săptămâni, de ce atâta dispreț pentru Franța și armata franceză e altă discuție, și apoi armata germană s-ar fi întors împotriva Rusiei, care abia în câteva săptămâni ar fi reușit să-și mobilizeze armata, de ce atâta dispreț pentru capacitatea rușilor de a-și mobiliza armata. Planul nu a funcționat, dar pornea de la o anumită reprezentare, de la acest pericol, care nu știu dacă era real și nimeni dintre noi nu știe și nu vom ști niciodată, nu știm dacă Germania, sunt liniștită la locul ei, ar fi fost într-o bună zi atacată de Rusia și de Franța. Poate că da, poate că nu. Britanicii aveau și ei o anumită reprezentare. Teama de flota germană, de programul masiv de înarmare, de construire a unei mari flote de către Germania. Era asta o amenințare la adresa Marii Britanii? Poate că era. Dar era mai ales reprezentarea britanică a unei asemenea amenințări. Și apoi erau toate reprezentările din jurul războiului. Războiul reprezentat ca fiind ceva inevitabil, nu toată istoria pusese o succesiune de războaie, nu putem să scăpăm de război până la urmă orice am face. Războiul reprezentat, s-a spus puțin mai înainte, ca ceva într-un fel necesar, ar fi o descătușare de energie, s-ar ajunge iarăși la un punct de echilibru, ca un soi de terapie prin șocul acesta al războiului. Și războiul este și asta o idee care arată, ce arată? Cât de prost gândesc oamenii, ideea că războiul va fi scurt, că nu poate să fie altfel decât scurt. Prea au evoluat mijloacele tehnice, mijloacele de distrugere, prea se vor confrunta mase umane imense, prea mult va costa acest război, de unde atâtea mijloace să faci un război lung. Deci războiul erau tot felul de argumente și până la urmă nici n-au importanță argumentele, fiindcă s-a dovedit ceva complet în afara realității. Războiul a fost lung și extrem de distrugător, nu a fost un război scurt. Și toate astea au dus încetul cu încetul la război. A fost o prostie până la urmă. Nimeni n-a vrut. Kaiserul Wilhelm al II-lea, care și are responsabilitatea lui. Culmea e că Wilhelm al II-lea dorea, el spunea asta, dar și istoricii consideră că era sincer. Se considera un om al păcii. El dorea pacea. Dorea pacea și a ajuns la război. Și câteva luni, cred, nu mult timp după începerea războiului, a spus faimoasele cuvinte, eu n-am vrut așa ceva. Bineînțeles că n-a vrut așa ceva, nimeni nu a vrut așa ceva. Poți să întrebi un pic, domnule profesor? Gata, am terminat, că deja am vorbit prea. Astăzi am avut privilegiul de a avea invitat la emisiunea pe care o realizez la postul public despre emisiune, pe doamna Margaret McMillan. Unul dintre subiectele la care ne-am referit a fost starea de spirit din vara anului 1914 și starea de spirit din anii dinaintea
începerii războiului, primului război mondial, și am discutat despre cât de asemănător este discursul contemporan atunci când mulți dintre noi afirmăm așa. Suntem niște oameni mult prea civilizați, beneficiem de o tehnică mult prea avansată, beneficiem de o perspectivă largă asupra istoriei ideilor, este absolut imposibil ca oamenii să mai meargă în momentul acesta spre o rezolvare violentă a problemelor care se găsesc între ei, printr-o, la o rezolvare care se numește război. Yes, I think, if I may just comment on what my colleague said, I think what comes out very clearly from what you said and from your question too is how important ideas are and how important our perceptions are. If we think in certain ways about our potential enemies, we tend to see things that will confirm those opinions. And what was so dangerous in Europe, I think, particularly when tensions mounted, was that statesmen, diplomats, generals would tend to assume that they knew what the other side was going to do. And everything that happened would feed into that perception. So I do think the First World War and the present have reminded us just how important, that sounds like Kaiser Wilhelm coming up from the basement, just how important perceptions can be and how ways of thinking can be. Perhaps I'll just stop there and then I might make a comment on a couple of other things, if I may. Just. Yeah. Oh, sorry. I'm so sorry. I'll take the next one. Sorry. Yeah. Întâi de toate, aș vrea să-i răspund domnului Boia sau să mă leg puțin de ceea ce a spus domnul Boia înainte. Sunt perfect de acord că ce se vede de aici este foarte clar și anume că ideile au fost foarte importante. Ideile și percepțiile care au dus la declanșarea primului război mondial. Pentru că dacă gândim într-un anume fel despre dușmanii noștri sau despre oricine altcineva, atunci avem tendința să vedem lucrurile astea și să începem să credem în ele. La fel s-a întâmplat și în Europa. Atunci când lucrurile au degenerat și oamenii politici, generalii, diplomații au presupus că știau foarte bine ceea ce gândeau ceilalți, inamicii lor. Și cred că primul război mondial și ceea ce s-a întâmplat, chiar și cuvintele Kaiserului Wilhelm al II-lea, ne amintesc cât de importante sunt percepțiile în ceea ce facem și deciziile pe care le luăm. And I think the assumptions that were made on all sides about how the war would unfold was also very important. As my colleague said, there was an assumption that the war would be a short one. And if you think the war will be short and perhaps absolutely settle something, then you might welcome that war. It's not going to cost too much. It will settle an issue. It will get rid of the tension. A lot of times in Europe, in the years before 1914, they talked about a thunderstorm when the air is very hot and you know something's going to happen. And it's such a relief when the storm happens because the air is much clearer afterwards. And I think there was this very dangerous tendency to think that somehow a war would settle things in a way that would bring a more peaceful Europe. And that, of course, was a very, very dangerous way of thinking. Cred că presupunerile acestea țineau de ambele tabere. Presupunerea pe care a înaintat-o și colegul meu mai devreme și anume că războiul va fi unul scurt, că se va derula pe o perioadă scurtă. Asta a fost un lucru foarte important. Pentru că oamenii poate au gândit că se va ajunge la o înțelegere, se va ajunge la o rezolvare, că lucrurile se vor rezolva, că vor elimina anumite tensiuni. Asta era tendința generală, percepția generală înainte de 1914. Și se putea face o comparație, o paralelă cu o furtună. Cuvântul furtună era adesea vehiculat. Situația în care aerul era foarte fierbinte, se simțea în aer iminența unei furtuni, toată lumea știa ce se va întâmpla, că furtuna va veni, va avea loc, după care aerul se va limpezi și lucrurile vor fi din nou bune. Și probabil că oamenii au crezut, și acest lucru a fost foarte periculos, iarăși la nivelul ideilor și percepțiilor, că același lucru se va întâmpla și cu primul război mondial. Va veni și va trece ca o furtună și va lăsa lucrurile rezolvate în urma lui.
If I may just say one last word on the question of responsibility. I mean, I think it is not the job of historians to act like a prosecutor in a court and say this person is guilty and must be punished. But I think we do have an obligation to try and assign responsibility. And it seems to me that in the summer of 1914, you can look at Austria-Hungary and the decision made there that this time they would go as far as having a war with Serbia. And that is where I think they became reckless, they failed to consider the consequences, and they thought in terms of what they wanted to think about their opponents. And so often in the documents, you see Austrians and also people in Berlin saying, the Russians won't really fight to defend Serbia. They'll talk about it, but they won't do it. That's what they wanted to believe. And they didn't think of the alternatives. And I think that was reckless. And I think the Germans were reckless to support Austria-Hungary, knowing that a war could come about. It gave Austria-Hungary a free hand. And in the end, what that did is make German policy subordinate to Austrian policy. Germany, in a sense, put itself into the hands of Austria and said, do what you want in the Balkans, we will follow along, which was the wrong position for Germany to be in. As for the Kaiser, Wilhelm II, who is such a fascinating character, he did say he wanted peace, but the trouble is he behaved and talked as if he wanted war. He was someone who talked too much and said too many things and gave an impression of a Germany that was reckless and out of control. And so in the end, although he often wanted peace, he didn't help to create an atmosphere in which peace was possible. Un singur lucru aș vrea să mai adaug ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, și anume ceva legat de cuvântul responsabilitate. Cred că nu este bine ca oamenii istoricii, ca cei care studiază istoria, să fie asimilați unor procurori care se află într-o curte de judecată și dau pedepse sau spun cineva e vinovat sau cineva e nevinovat. Pe de altă parte, cred că istoricii au obligația de a desemna, judecând de faptele și ceea ce s-a întâmplat în istorie, responsabili pentru evenimente. Așa că dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în vara lui 1914, putem vorbi, putem pune accent pe decizia Austro-Ungariei de a porni un război cu Serbia. Cred că a fost o decizie necugetată, că ei au fost necugetați atunci, pentru că nu s-au gândit la consecințe. Au gândit ceea ce voiau să gândească despre Sârb, despre Serbia, pe care au considerat-o din start inamica lor. Și în același timp existau la vremea aceea foarte multe discuții în presă, în societate, care spuneau că rușii nu vor lupta, o altă percepție nefondată asupra ceea ce gândeau ceilalți. Asta au vrut să creadă atunci și asta au crezut, iarăși a fost un lucru necugetat. Și în același timp aș spune că a mai fost un lucru necugetat ceea ce a făcut Germania. Și anume faptul că a sprijinit Austro-Ungaria, i-a dat mână liberă Austro-Ungariei din start. Într-un fel, politica Germaniei de atunci, de la izbucnirea războiului, a fost una de subordonare față de Austro-Ungaria. Într-un fel a spus, iată-ne, ne punem la dispoziția voastră, deci o poziție total greșită. Iar dacă vorbim de Wilhelm al II-lea, el, da, a spus că vrea pace, dar întotdeauna s-a purtat și a acționat ca și cum ar fi vrut războiul. Cred că era un personaj care vorbea prea mult, acționa prea mult, era la fel de necugetat și de haotic și atunci a dăunat foarte mult lucrul ăsta Germaniei și imaginii pe care i-a construit-o, și anume una fără control, care era, de fapt, împotriva păcii. Pentru că a venit vorba de personajul Wilhelm, am să citez foarte scurt din volumul doamnei Macmillan. E un citat care se referă la o împrejurare diplomatică în care ministrul britanic Grey vorbește în numele guvernului britanic și afirmă următoarele. Nu ar fi practic să stăm deoparte și să așteptăm nici măcar un pic. Am încheiat citatul. Mai târziu, în acea seară, când a citit raportul ambasadorului său, Wilhelm nu s-a putut abține și a mâzgălit pe marginea documentului. Escroci ordinari, potăi ordinare, ticăloși, șleaptă mizerabilă de talabagii. Pentru că astăzi am discutat cu doamna Macmillan și despre implicarea României în primul război mondial,
domnia sa fiind foarte interesată să-l cunoască pe domnul Lucian Boia și să-i afle părerea în acest subiect specific, implicarea României în primul război mondial, doamna Mecklen a formulat exact așa. România nu a fost tocmai un actor neimportant în acest război. O să vă rog frumos, domnule profesor, sintetic, să spuneți câteva lucruri despre importanța participării României la acest război și despre felul în care am perceput în istoria românească până acum participarea noastră ca un război de apărare, etc., etc. Bun, e clar că pentru România intrarea în război a corespuns unui țel național și anume unirea cu România, Transilvaniei și Bucovinei. De asemenea, e ceea ce am arătat într-o carte a mea apărut acum câțiva ani, intitulată Germanofilie, despre elita românească în anii primului război mondial. A existat și punctul celălalt de vedere. Și țin să mă refer puțin și la acest punct de vedere, fiindcă multă vreme e o chestiune care a fost ocultată în istoriografia românească. Deci s-a impus ideea că toți românii au gândit la fel, în spirit, în același spirit național, și anume război împotriva puterilor centrale pentru eliberarea Transilvaniei și Bucovinei. În fapt, și ceilalți erau la fel de patrioți, doar că așa zis și germanofili, erau mai curând rusofobi, antiruși. Ei înțelegeau că România ar fi mai bine să se alieze cu Germania și Austro-Ungaria pentru a pune o stabilă Imperiului Rus și pentru a elibera Basarabia. Deci era o dublă alegere posibilă ca România să meargă cu unii pentru Transilvania și Bucovina sau cu ceilalți pentru Basarabia. Sigur, Transilvania se prezenta mai interesant. Era o provincie mai mare, cu numărul cel mai mare de români din toate regiunile românești aflate sub stăpânire străină. Deci tentația era mult mai mare să se meargă în această direcție. Însă, așa numiții germanofile atrăgeau atenția antantofililor că Basarabia e mult mai primejduită. În Transilvania, politica de maghiarizare nu mai putea să facă progrese. Austro-Ungaria, de fapt, în ciuda atitudinii neconvenabile față de naționalități, mai ales a guvernului ungar, era un stat de drept. În timp ce Rusia era un imperiu absolut sau aproape absolut și în Basarabia se desfășura o acțiune foarte insistentă de rusificare. Deci asta a fost justificarea germanofililor și în plus spuneau ei, bine, veți dobândi Transilvania și Bucovina, veți face România mare sau aproape România mare, dar la ce vă va folosi dacă România asta va fi înghițită de Rusia? Adevărul este că ne putem gândi la ce s-ar fi întâmplat dacă și Rusia ar fi câștigat războiul. Și parcă știm câte ceva ce s-ar fi întâmplat, fiindcă s-a întâmplat după al doilea război mondial. Deci ambițiile Rusiei erau evidente spre Constantinopol, așadar peninsula balcanică, și asta trecea peste România, și în cazul înfrângerii și dezmembrării Austro-Ungariei, și spre Europa Centrală. Din fericire pentru România, înainte de a fi înfrântă Germania, a fost înfrântă Rusia. Deci războiul s-a terminat în două faze în 1918. Mai întâi Rusia a fost scoasă din război de Germania, în condițiile în care a avut loc și revoluția din Rusia. Rusia s-a destrămat, Rusia țaristă, sau măcar parțial s-a destrămat, Basarabia s-a putut uni cu România, iar după aceea a fost înfrântă și Germania și Austro-Ungaria, și în felul acesta România și-a întregit teritoriul și cu Transilvania și cu Bucovina și astfel s-a creat România Mare. Petre pe carp, se cunosc vorbele pe care le-a rostit, ele fusese printre germanofili, a spus la sfârșitul războiului, a spus de fapt că nu mai are ce să spună. România are atât de mult noroc încât nu mai are nevoie de oameni politici. Sigur, România a avut și noroc. Însă a fost acțiunea lui Brătianu, în primul rând, acțiunea reginei Maria, iată un personaj care în contextul britanic
în care ne aflăm ar merita să fie măcar menționat, regina Maria, care era nepoata reginei Victoria, era vară primară cu regele Marii Britanii, cu țarul Rusiei și cu Kaiserul, cu Wilhelm al II-lea, pe care nu îl simpatiza de fapt. Deci regina Maria a fost un factor important de decizie în această hotărâre de a se intra în război alături de puterile Antantei. Asta a fost soluția aleasă până la urmă, acceptată și de regele Ferdinand, acceptată nu din primul moment și nu cu ușurință. Ferdinand era germanul Hohenzollern, ca și unchiul său, regele Carol. E curios, ar fi interesant să știm ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi murit Carol, regele, în toamna lui 1914. N-ar fi acceptat ca România să intre în război împotriva Germaniei, împotriva țării lui natale. Dar, în sfârșit, lucrurile așa s-au desfășurat. Ferdinand a fost convins până la urmă, inclusiv de regina Maria. Brătianu a condus cu multă siguranță această detașare a României, fiindcă putem vorbi de o detașare a României din alianța cu puterile centrale. România, la 1914, nu era aliată cu Franța și cu Marea Britanie și cu Rusia, era aliată cu Germania și cu Austro-Ungaria. Deci prima mișcare a fost a neutralității, desprinderea de această alianță, și a doua și decisivă a fost intrarea în război în 1916 împotriva Germaniei și Austro-Ungariei. Cu o misiune aproape imposibilă. Bun, să recunoaștem, România a intrat destul de nepregătită în război, spun destul ca să mai atenez puțin, a intrat foarte nepregătită în război și în ceea ce privește armamentul și în ceea ce privește conducerea armatei, în sfârșit nu intrăm în detalii, dar a avut și o misiune cu totul ieșită din comun, a fost de fapt cel mai lung front al primului război mondial. Armata română a trebuit să acționeze de-a lungul întregului arc al Carpaților și apoi de-a lungul Dunării până la Marea Neagră. Deci dacă întindem aceste linii de front, rezultatul este frontul cel mai lung al primului război mondial, pe care a trebuit să-l acopere doar armata română și spre sud contra bulgarilor ajutați de germani, sigur și de turci, și spre nord în Transilvania, unde a avut loc ofensiva principală în 1916. Rezultatul a fost înfrângerea din 1916, retragerea armatei române și a familiei regale și a guvernului și a multora în Moldova, care a rămas necucerită. Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot, care a contribuit în mod foarte important la refacerea și la organizarea armatei române. Rezistența depusă cu succes în 1917, dar apoi prăbușirea întregului front oriental, odată cu ieșirea Rusiei din război. România a rămas singură, a fost nevoită să încheie pacea separată de la București din mai 1918, cu pierderi foarte însemnate, pace care însă n-a fost ratificată și până la urmă nu s-a materializat efectiv, dat fiindcă Germania și Austro-Ungaria au fost înfrânte și, cum spuneam, s-a creat România Mare. Deci câteva cuvinte, un rezumat într-o chestiune care, sigur, e mult mai complicată și ar merita o discuție mai largă. Doamne Mecmelen, am vorbit astăzi și despre cinismul cu care se pot adresa întrebări în ceea ce privește istoria și despre întrebările și răspunsurile cinice care pot să existe în situațiile astea. Pentru că dumneavoastră înșivă ați afirmat că România nu a fost tocmai un actor neimportant în primul război mondial, există în România niște angoase legate de identitate, de relația noastră cu aliații. Ca să ne sporiți angoasele astea sau ca să dormim liniștiți la noapte, puteți să ne spuneți, din perspectiva istoricului care sunteți, care este reputația de care ne bucurăm în ceea ce privește cele două războaie?
Sunt românii niște oameni care schimbă alianțele prin surprindere? Oh, that is a difficult question. That is certainly how I think many perceived Romania outside Romania in the First World War. I have a certain sympathy for the Romanian position as I do for the Italian or Greek position. This was a major conflict, very difficult for them to stay out. And so the decision they had to make was what would be the best side for them to support. And of course, it wasn't clear, really until 1918, who was going to win. And so it was a very difficult question for countries such as Romania. I think almost impossible, given geography, for Romania to stay out of the war because it had such pressure from both sides. And the question, a very difficult question for Romania, was what would serve Romania best, to join the Allies, Britain, France and Russia, or to join the Central Powers, Germany, Bulgaria and Austria-Hungary. And both Bulgaria and Austria-Hungary were not friends to Romania. The relationship was not good. E o întrebare foarte dificilă aceasta. Ce pot să vă răspund sigur este că, într-adevăr, mulți percep lucrurile ca stând astfel în străinătate, că România, da, a schimbat pozițiile destul de ușor. Dar eu, personal, am o simpatie foarte mare pentru România, așa cum am simpatie și pentru celelalte țări care au jucat un rol, așa zis, minor în acest război, Italia, Grecia. Pentru că România nu putea să rămână pe din afară, nu putea să nu intre în război. Problema era ce tabără să aleagă și aceasta era o decizie foarte grea și foarte importantă. Bineînțeles că până în 1918, până în 1919 chiar, nu se știa sigur ce se va întâmpla după aceea, nu se știa, bineînțeles, în timpul războiului cine va câștiga războiul, așa că era o presiune foarte mare pentru România, care, repet, nu putea să nu intre în război. Și atunci întrebarea era ce îi folosea mai mult, să intre în război alături de Antanta sau să intre în război alături de puterile centrale. Mai ales ținând cont de faptul că vecinii săi, doi dintre vecinii săi, Bulgaria și Imperiul Austro-Ungar, nu erau deloc prieteni. I think in the end, Romania was able to come back into the First World War really through a fiction. They had signed the treaty with the Central Powers, with Germany and Austria-Hungary in 1918, but Parliament hadn't ratified it, but then Parliament hadn't been able to ratify it because it hadn't been called. And so I think the government very cleverly said, we never really made peace with Germany and Austria-Hungary, we're still an ally, and they managed to get themselves at the peace conference. And where they did very well, of all countries in the First World War on the winning side, Romania gained the most territory. It came out, in that sense, very well from the war. But of course, we mustn't forget that Romania paid a terrible price for it. And Professor Boia has talked about the ill-prepared armies that were sent in to fight in the First World War, the Romanian armies, the long lines that they had to protect. And so the price that Romanians, ordinary Romanians, Romanian soldiers, paid for what in the end was the gain of territory was a huge one. And I think we need to remember that that was part of Romania's involvement in the war, a price I think that we should remember. I mean, I think if I look at Romania from outside, I think that you have lived and you perhaps still live in a difficult neighborhood, and so your choices are often very difficult ones to make, but it's hard for you. You're not Australia on an island in the South Pacific. It's hard for you to stay out of great conflicts when they occur on your doorstep. Da, doar o vorbă aș mai spune și eu. She just wants to say. Ah, se traduce. Da. Mulțumesc. Cred că ce s-a întâmplat cu România în primul război mondial și cum a reușit să iasă din război ține de domeniul poveștilor. Pentru că, într-adevăr, România a semnat în 1918 acel acord de pace cu Austro-Ungaria,
Numai că nu a fost niciodată ratificat de Parlament. De ce? Pentru că Parlamentul nu a putut să fie convocat, nu a putut să ratifice acel document. Și după aceea, Guvernul, într-un mod foarte inteligent, a spus, n-am făcut noi asta, pentru că nu s-a putut, de fapt, nu are niciun fel de validitate acest act. Așa că ceea ce au făcut ei, au făcut foarte bine, pentru că după ce au făcut românii, după război, România a fost țara care s-a ales cu cele mai multe teritorii și asta a fost foarte bine pentru ea. Însă, în același timp, să nu uităm că România a plătit și un preț mare, a plătit un preț teribil în vieți omenești. Domnul Boia vorbea înainte de faptul că România a intrat în primul război mondial cu o armată nepregătită și că a trebuit să țină o linie a frontului foarte lungă, foarte mare. A trebuit să o apere cu un preț foarte ridicat, acela al numărului mare de soldați. Prin urmare, să nu uităm acest lucru, că România și-a câștigat teritoriile, și-a câștigat poziția câștigată după primul război mondial cu acest preț. Și mai cred că, în general, în istorie, se poate spune despre România, se poate spune despre dumneavoastră că trăiți într-o vecinătate grea și atunci alegerile sunt foarte dificile. Nu sunteți o insulă precum Australia în Pacificul de Sud care să-și permită să stea deoparte în cazul unei astfel de întâmplări, în cazul războiului. Domnule profesor. Da, în legătură cu această schimbare frecventă a alianțelor, sigur că nu este un lucru glorios, să spunem, și care să fie foarte apreciat. Dar, până la urmă, e o situație care a fost impusă de așezarea României pe continentul european și alegerile pe care le-a făcut România s-au dovedit bune pentru evoluțiile naționale românești. Deci, până la urmă, alegerea de a intra în război alături de puterile Antantei stă la originea României mari. Dacă nu s-ar fi petrecut lucrurile așa, poate că astăzi n-ar fi existat România, sau nu România, între frontierele ei actuale. Însă, cum spuneam, aici mai este o problemă. Marele noroc al României a fost că Rusia, că nu numai Germania a pierdut primul război, ci l-a pierdut chiar înaintea Germaniei și Rusia. Deci nu știm și putem construi tot felul de scenarii care ar fi fascinante sau înfricoșătoare. Ce s-ar fi întâmplat dacă Rusia s-ar fi aflat cu adevărat în tabăra învingătorilor? Fiindcă pretențiile Rusiei vizau Balcanii, vizau Constantinopolul, însemna să treacă într-un fel sau altul peste teritoriul românesc, viza spațiul ocupat de Austro-Ungaria, popoare slave în mare parte. Deci nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Rusia s-ar fi aflat printre învingători. Știm însă ce s-a întâmplat la capătul celui de-al doilea război mondial și nu s-a întâmplat prea bine. Domnule și domnilor, puteți adresa întrebări invitațiilor noștri până când o întrebare va fi formulată, pentru că tot am vorbit despre angoasele noastre și despre gândurile care ne bântuie atunci când suntem foarte curioși să aflăm cum ne văd vecinii noștri de continent. O să vă citez din volumul doamnei Macmillan, ca să vedeți că nu suntem singuri ciudați pe această lume. O să vă citez un fragment dintr-o scrisoare a lui Winston Churchill, adresat soției sale. Winston Churchill se referă la starea de spirit pe care o avea atunci când vedea ce se întâmpla în Europa exact înainte de începerea primului război mondial, la momentul de începere a războiului. Scrie așa, Winston Churchill nu era niciun caz singurul pe care îl încerca un sentiment de euforie în fața acestei drame. Draga mea, îi scria el soției sale, totul pare să se îndrepte spre catastrofă și prăbușire. Sunt plin de curiozitate, surescitat și fericit. Nu e oare îngrozitor să fii plămădit astfel? Așteptăm întrebările dumneavoastră dacă există... Vă rog. Yes. Domnul profesor Boia s-a întrebat care a fost atitudinea României dacă carul lui Fix ar mai fi trăit. Am găsit o informație doar 41 de ore înainte de a muri.
Carol I, care era un diplomat străin de fapt, un diplomat străin pe care l-a făcut o hotărâre de mine, fiindcă personajul respectiv era într-o relație foarte apropiată cu Tache Ionescu, unul dintre artizanii Imperiului României în război de partea puterilor de partea antante. Cuvintele erau în următor, spuneți-mi Tache Ionescu că mai important decât omorirea țării, teritorială a țării, este mult mai importantă garanție de securitate pe care țara le primește. Este un răspuns legat de atitudinea României, cu siguranță, în timpul lui Carol I, România nu ar fi ca țara de o mică adăugire, e vorba de o mică neînțelegere, Parlamentul de la Iași a ratificat acordul de pace de la București, în iunie 1918, nu a fost semnat, nu a corespunzut. Well, I'm a great-granddaughter, not a granddaughter. A granddaughter would make me very old indeed. I don't think it played much part because I never knew him. I think I became a historian in Canada and just became interested in the history of that period. But, you know, it's possible somewhere subconsciously it did. Who knows? Do you want to comment or...? No. Oh, sorry. Yes, sorry. Sorry. Yeah. I'm sorry. Compromisul aș vrea să spun că sunt stranepoata lui Lloyd George, primul ministru britanic. Nu sunt nepoata lui. Acest lucru m-ar face foarte, foarte în vârstă. Prin urmare, răspunsul meu este nu cred că m-a influențat faptul ăsta. Nu l-am cunoscut. M-a preocupat întotdeauna istoria Canadei și istoria acelei perioade, perioada de dinainte de primul război mondial. Poate, cine știe, am avut și motive care țin de subconștient, dar nu pot să spun lucrul ăsta cu siguranță. Mai există întrebări? Vă rog. O să vă rog frumos să adresați întrebările în limba română, în așa fel încât colega noastră să nu facă un dublu efort. Mulțumim frumos. I think this is a very good question. I think the assassination was used by Austria-Hungary as an excuse. They didn't wait to get proof that the Serbian government had been involved. And when they sent a diplomat to Sarajevo to find proof, he actually had trouble finding any, because the plotters had not left letters saying what was going on. Most people thought the Serbian government was involved, but Austria-Hungary didn't wait to find out. They decided on action because they thought this was their opportunity. So I think the assassination was not the cause of the war, but it was the trigger for what then followed. So I agree on that. As far as the military, as far as the alliances go, there were not actually that many military alliances. France and Russia, and Germany and Austria-Hungary, but otherwise the alliance groupings were quite loose. And the thing about an alliance is if you decide not to live up to it, no one's going to punish you, except maybe the other partner. There's no court. And so Italy, a member of the Triple Alliance,
dropped out when the war started, wouldn't enter. Da, aș spune. Este foarte bună întrebarea dumneavoastră. Da, cred că asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand a fost o scuză foarte bună pentru declanșarea războiului. Și Austro-Ungaria nu a așteptat o dovadă că guvernul sârb ar fi fost implicat în acest atentat. E adevărat, ei au trimis un diplomat la Sarajevo, dar acesta nu a putut să găsească nicio dovadă, chiar dacă ea ar fi putut exista, pentru că uneltitorii, comploditorii, cei care au dus la îndeplinirea atentatului, nu lăsaseră în urmă documente sau dovezi. Dar greșeala Austro-Ungariei a fost aceea că nu a așteptat. Ei au folosit această scuză pentru că oricum voiau să declanșeze un război împotriva Serbiei. Prin urmare, pot să spun că asasinatul arhiducelui nu a fost cauza războiului, dar a fost cu siguranță declanșatorul lui. Iar în legătură cu cel de-al doilea lucru pe care l-ați menționat, alianțele care se fac în războaie, în primul război mondial nu au existat chiar atâtea alianțe. Sigur, exista alianța dintre Franța și Rusia și mai exista alianța dintre Germania și Austro-Ungaria. Numai că grupul alianțelor era destul de slab și ceea ce se știe din istorie despre o alianță este că dacă nu vrei să mai participi la ea, chiar dacă te-ai angajat, nu te pedepsește nimeni. Prin urmare, poți să ieși din alianță oricând vrei, ceea ce a fost și cazul Italiei, care a ieșit din tripla alianță în momentul în care războiul a izbucnit. Da, ce aș vrea să spun, sigur, atentatul de la Sarajevo nu a fost cauza primului război mondial. A fost elementul care a declanșat războiul. Dar mă întreb dacă declanșatorul în această situație nu este mai semnificativ decât sunt cauzele. Fiindcă doar cu cauzele nu s-ar fi ajuns la război în 1914. E clar că dacă n-ar fi fost atentatul de la Sarajevo, nu aveam în 1914 război. Am fi avut în anii următori, poate am fi avut, poate n-am fi avut. Poate l-am fi avut, dar în alt context. Și așa mai departe. Deci, sigur că nu este o cauză în sensul propriu al termenului. Este un declanșator. Dar declanșatorul, ca și la o bombă, cum să spun, bomba stă liniștită, nu explodează cât timp nu acționează declanșatorul. Așa încât evenimentul în sine al atentatului de la Sarajevo este extrem de important și chiar determinant pentru izbucnirea primului război mondial. Ce aș vrea să mai spun este că atentatul de la Sarajevo nu trebuie privit izolat. Mai ales că el nu conducea decât foarte aproximativ la cei care guvernau, la guvernul Serbiei. Însă atentatul de la Sarajevo trebuie privit în raport cu toată agitația pe care de ani de zile o întreținea Serbia printre slavii sudici, aflați sub stăpânirea austro-ungară, care făceau parte din imperiul austro-ungar. Deci scopul urmărit de Serbia, ca și de România, de altfel, România mare, dar încă și mai evident de Serbia, era acela de a crea un mare stat al slavilor sudici. Și asta afecta direct interesele Austro-Ungarii. Acum să spunem că Serbia avea dreptate, fiindcă susținea un punct de vedere național. Cât de național a fost și s-a dovedit până la urmă și proiectul Serbiei, nu mai discutăm. Și că Austro-Ungaria nu avea dreptate, cred că a merge prea departe. Sigur, inițial așa s-a spus. Serbia a jucat cartea cea bună, cartea corectă, Austro-Ungaria a fost agresoare, dar pe de altă parte Austro-Ungaria și-a apărat propriile ei interese. Era o mare putere care nu a acceptat să fie umilită și care a considerat că iată a venit momentul să-l liniștească pe acest vecin care agita prea mult apele pe propriul teritoriu al Austro-Ungariei. S-a tot vorbit despre Germania. Sigur, Germania, nu spun că i-a țâțat pe Austro-Ungar, dar i-a susținut în mod evident. A fost foarte activă în cele câteva săptămâni dintre Sarajevo și izbucnirea războiului. Franța, dimpotrivă, Franța s-a remarcat printr-o discreție totală. Dar rezultatul a fost același. Rusia s-a simțit la fel de sprijinită de Franța cum s-a simțit Austro-Ungaria sprijinită de Germania. Tocmai prin această pasivitate a Franței. Rușii au fost siguri că francezii îi vor susține dacă intră în război. Dacă francezii îi trăgeau de mânecă pe ruși, sigur, și germanii pe austro-ungari, să le spună liniștiți-vă, nu le-a spus. Dar și francezii, dacă le-ar fi spus rușilor,
nu mobilizați armata. Stați să vedem ce se întâmplă, fiindcă era chiar odată declarat războiul de Austro-Ungaria, declarat războiul Serbiei, era un război local. Și eu am așa o idee, nu sunt deloc convins că Austro-Ungaria ar fi câștigat un război cu Serbia, dar nu sunt deloc convins. Fiindcă în timpul războiului Austro-Ungaria s-a comportat, nu lamentabil, dar în orice caz cu totul mediocru, iar sârbii s-au comportat excelent. Deci nu sunt convins. S-ar fi putut îngrădi totuși conflictul, s-ar fi putut limita, s-ar fi putut aplana. Deci mobilizarea armatei ruse, care s-a făcut înaintea declarațiilor de război germane, a fost ultimatumul și apoi declarația de război Austro-Ungariei împotriva Serbiei. Austro-Ungaria nici măcar nu și-a mobilizat armata, nu și-o mobilizase încă. Declarase război. Rusia n-a declarat război, dar și-a mobilizat armata. Iar Germania ce să facă? Germania, cu obsesia că va fi obligată să lupte pe două fronturi, a pus în aplicare planul von Schlieper, adică a atacat Franța. În mod cu totul bizar, un conflict dintre Austro-Ungaria și Serbia s-a tradus printr-o invazie germană în Franța. Lucrurile s-au legat ca într-un joc de domino. Ambii autori sunt bucuroși să semneze cărțile domnilor lor. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ați fost alături de noi. Să aveți o seară frumoasă! Thank you very much. Unde sunt? Aici, la mesele astea?